Fiecare meci, echipa îl va aborda la victorie și vrem să creștem frumos. Este declarația președintelui Consiliului Județean, principalul finanțator al Handball Club Buzău, astăzi într-o conferință comună cu antrenorii și o parte dintre jucătorii echipei. De asemenea, Petre Emanuel Neagu a vorbit despre viitor și despre așteptările sale de la echipă. Luăm fiecare, cred eu, fiecare meci, eu sunt ferm convins că fiecare meci echipa îl abordează la victorie. Acum, în funcție de conjunctură, în funcție de situația momentului, vedem ce se va întâmpla. În primul rând, primul pas este foarte clar să rămânem aici. Doi la mână, orice oportunitate, orice moment favorabil, sunt ferm convins că băieții îl vor materializa. Dar ce vreau eu să spun, ca să fiu foarte clar, în momentul în care ne-am uitat fiecare în ochi, mă refer la domnii din stânga mea, când am și domnul antrenor principal la echipa a doua și antrenor secund la prima echipă, nu-i așa? Noi am hotărât ceva atunci și cu siguranță o să ne ținem de cuvânt. Nu fac parte din categoria oamenilor care vreau să facem ca în poveștile noastre din copilărie să creștem ca făt frumos într-o zi și a doua zi să ne desumflăm ca un balon cu heliu sau cu oxigen sau cu săpun. Vreau să ca această echipă să crească odată împreună cu noi, conducerea tehnică și așa mai departe, și în câțiva ani să ne bucurăm împreună și implicit buzoienii să-i bucurăm, că o să avem o echipă de handbal care are un cuvânt greu de spus în campionatul românesc, dacă vreți, în oglindă, cam ce s-a petrecut cu Baia Mare, dacă cine se aduce aminte, cine este mai tinerel și place handbal în general. Pentru că echipa de handbal masculin se pregătește pentru un nou sezon competițional, antrenorul Pero Milošević a vorbit despre ce și-a propus să realizeze alături de echipă. Claro, hay que ahora empezamos nuevo sezon a noi, hay que olvidarlo ultima a fost fenomenal pentru noi, pero esta sezona va a ser más difícil. Trebuie să uităm ultimul sezon, suntem în fața unei noi provocări și avem așteptări foarte mari de la stadionul de voce. Seguro, porque último sezon estaba detrás de nosotros o abajo, jos de nosotros, Steaua, Temșoara y Bacău. Este año y Steaua lo hicieron un equipo potente, Bacău y Temșoara siempre está ahí. Por eso yo digo que va a ser más difícil para nosotros, pero vamos a luchar, claro. Cred că anul acesta va fi un sezon mai dificil pentru noi, pentru că echipele pe care le-am avut sub linia noastră de clasament în anul trecut s-au îmbunătățit până din punct de vedere valori și tocmai de aceea cred că stagiunea care va începe în câteva zile va fi una foarte competitivă. Buzoienii sunt invitați să participe în număr cât mai mare la meciurile Handball Club Buzău, însă cu respectarea condițiilor impuse de pandemie, respectiv dovada vaccinului sau un test negativ făcut înaintea meciului.